8:32. Deșteptarea la Europa FM, apăsa Moise butoanele și uite, nu mai merg lucrurile. M-a lăsat, am vrut să... A venit Moise în studio mai devreme și zice, vreau să apăs și eu un buton. Poți să apăs un buton? Apasă Moise un buton. Și a apăsat butonul și așa a rămas, a apăsat. Da, noroc că l-am identificat repede. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Dacă vreți să ne vedeți, jucăm pentru 800 de euro astăzi, dublu sau nimic. Moise în studio pentru propria întrebare. Vă reamintim, întrebarea a doua din concursul nostru din fiecare zi de la dublu sau nimic este întrebarea lui Moise. Da, dar nu o pun eu. Tu nu, eu adresez. Nu, aici. Te ridici în picioare când o adresez. Dansezi. Băi, deci băi, eu încerc să... Ce vrei sunteți? Eu vă trimit niște întrebări care să, în primul rând, să aibă, să nu fie grele, în al doilea rând să aibă o relevanță și în al treilea rând să aducă, la fel ca la România în direct, să aducă o plus valoare dezbaterii publice din România. Adică tot așa. Ceea ce nu fac întrebările mele, da, proaste, asta. Grele și n-am zis nasoale... Asta. N-a zis asta. Deci dezbaterile dintre mine și Luca private, să știi că... Da, mă, nu ar trebui filmate. Da, eu am albit de că fac cu Moise întrebarea a doua. Da. Bine, deci suntem în direct pe pagina de Facebook, puteți să ne vedeți acolo și să comentați pe marginea concursului de astăzi. Răzvan din Arad e cu noi, bună dimineața! Salut, Răzvan! Bună dimineața, vă salut! Bună dimineața! Bine ai venit! Ai emoții? Bine v-am găsit! Da, să știți că am. Dar de ce emoții? Da, uite, Moise în studio, Moise a venit să te susțină. Cu foarte corect. Deci Moise, să știi că dacă e în studio, nu e de partea noastră niciodată, el e de partea ta. Stai, Moise, le luăm banii la voi. Da, sunt de acord cu tine. Bine, trebuie să faci 50-50 cu Moise acum. Nu. Nu-i bani. Nu-i bani. Deci când nu câștigă cineva, mi se rupe sufletul. Aș da bani de la mine, spun de multe ori, dar nu mă ține. Nu, nu vrei să dai numai tu bani de la tine? Încă nu câștig atât de mult. Poate cu voia... Uite, Moise adresează întrebări ușoare, zice cineva. Da, așa okay. Este. Pentru că eu vreau să încurajez pe oameni să meargă mai departe, să meargă până la 400. Asta e, din punctul meu de vedere, este esențial. Da. Deci trebuie să înțelegi faptul că până la urmă este un concurs de popularizare de așa, a cunoștințelor generale. Luca este în dimineața asta într-o stare de ilaritate permanentă, dar da. Nu înțeleg de ce. Mi-a făcut asta, un concurs de împrejurări. Hai să începem, Răzvan. Începem de la 100 de euro. Ne oprim, sper eu, după 800. Dacă răspunzi la toate întrebările, poți câștiga 800 de euro. Te poți opri oricând în timpul jocului și banii câștigați până atunci rămân la tine sau dublezi de fiecare dată, dar riști să greșești și banii să rămână la noi, ok? Da, da. E bine așa, da? Ai 8 secunde ca să ne răspunzi. Când ești gata, hai, zi că ești gata și începem. Acum sunt. 100 de euro. Pentru 100 de euro, spunem ce poezie scrisă de Vasile Alexandrii începe cu versurile Plecat am nouă din Vaslui și cu sergentul 10. Și nu era zău nimănui în piept inima rece. Nu știu. Hai, nu știu. Vasluian. N-a recitat bine George, de-aia nu ți-a de Peneș Vasluianul, n-ați deci, auzit? Deci n-am citit de Vasile Alexandrii aproape nimic. Deci nu știam. Nici așa. Nu ți-a plăcut ție Vasile Alexandrii? Deloc, nimic. Da. Cine a scris, s-a întrebat, s-a răspuns, răspunde cineva pe Facebook. Peneș Curcanu. Serios, serios. Era la persoana întâi, de ce? Peneș Curcanul era răspunsul. Sigur corect. Că în ziua de azi un producător de carne de curcan? Da. Da. Mai de mult era poezie. Auzi, avem, e o stradă. Unde e? E o stradă la voi în Arad, da, Peneș Curcanu? Da, da. Uite, da, de acolo vine, da. De la curcanii lui Luca. Deci, să vă explic ceva. Eu am tendința de a pune întrebări din istorie. Și da. Luca, de la un moment dat încolo, zice ea nu mai pune întrebări din istorie. Ceea ce mă încurcă uneori. Dar acum mi-am dat seama că el a vrut, de fapt, o întrebare din istorie astăzi. Cu Peneș Curcanu e ceva... Despre independența da. Noastră, despre... Nu te lua după Luca, pentru că Luca nu e în apele lui azi.
De asta, da. Bine. Răzvan, îți mulțumim tare mult. Și citește da, Peneș Curcanu, chiar e o poezie foarte frumoasă. Te salutăm, numai bine. Moise, n-am ajuns la întrebarea ta. Vii și mâine? Păi, dacă nu vin, aveți întrebarea. Eu încerc, întrebare. Dar dacă nu reușesc, întrebarea e acolo. Întrebarea aici, în fiecare dimineață. Mulțumim, Moise, 8:37, banii rămân la noi. Mâine sper eu să dăm 1600 de euro. Păi, cine a scris Miorița? Deci, ca să se înțeleagă cam care, cum percepe publicul rolul lui Moise în emisiune. Un mesaj. Fraților, Sonoru, după care, pe ce a apăsat Moise?